Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Silver, astăzi am revenit cu produsele terminate în lunile de vară. După cum bine știți, n-am făcut empties pe lunile iunie, iulie și august, așadar, astăzi vreau să vă arăt toate produsele pe care le-am terminat în acele 3 luni. Vreau să menționez de la început faptul că am mai aruncat din produse pentru că nu mi-au mai încăput în bagaj efectiv și am spus că o să vi le arăt pe acelea pe care reușesc să le îndes în bagaj și am aruncat câteva, pot să le enumăr așa pe deget. Nu sunt foarte multe, dar știu sigur că am aruncat câteva. Gelul de duș pe care l-am luat de la Lidl, acela mare la 1 litru, l-am și lăsat acolo pentru că mai avea cam de o folosire, două, și am zis că nu mai are sens să-l car cu mine în Italia, așadar l-am lăsat acolo, deci nu pot să vi-l arăt. Și îmi cer scuze și de pe acum pentru vocea mea mirobolantă, pentru că am răcit și vorbesc pe nas, dar am zis că trebuie neapărat să filmez acest clip. L-am amânat destul de mult timp, fiind foarte multe produse, am zis că nu am suficient timp să îl filmez, dar am zis că trebuie să arunc și aceste produse, așadar trebuie să mă suportați cu această voce superbă. Și haideți să trecem la produse și o să încep cu cele pe care le-am terminat în luna iunie, înainte să plec la vamă. Nu are o neapărat importanță cum vi le arăt și care sunt terminate la mare și care sunt terminate înainte să plec, dar așa le-am sortat între ghilimele să zic și așa vi le arăt. Și haideți să începem. Și am terminat acest gel intim de la Sien despre care v-am mai vorbit, așa că nu mai insist. Îl găsiți în Lidl la 4 lei 5, ceva de genul, 400 de mililitri, foarte bun. Nu are un parfum foarte puternic, nu irită, face multă spumă, curăță foarte bine zona intimă. Îl am și în momentul de față și urmează să îl deschid din nou. Am terminat și două deodorante dintre favoritele mele și cred că nu mai este o surpriză pentru nimeni că sunt acestea două de la Balea, Pink Blossom, care miros ca parfumul la Vie Belle, un parfum care mi-e place la nebunie, 0% aluminiu, îmi plac foarte mult, le găsiți în DM la 5 lei, au 150 de mililitri și le-am și în momentul de față. Nu cred că o să renunț vreodată la aceste deodorante, chiar dacă nu protejează ele foarte, foarte bine, mie îmi place să le folosesc pe perioada rece. Am mai terminat și acest gel de ras de la Gillette, la 200 de mililitri. A fost ok, nu m-a ținut nici foarte mult, dar nu s-a terminat nici la fel de repede ca o spumă de ras. A fost bun, mi-a plăcut, însă mirosul ăla bărbătesc mă termină efectiv. M-am săturat să cumpăr atâtea produse pentru ras și mă refer la geluri sau spume de ras care să aibă miros bărbătesc. Iar în DM nu mai găsesc geluri de ras cu miros de fructe sau lucruri de genul. Spume prefer să nu-mi cumpăr, așadar momentan folosesc geluri de ras de la Gillette Nivea cu miros bărbătesc, din păcate. Apoi am terminat și spumantul meu în aroma mea favorită de la Avon, acesta cu red berry și ciocolată la 500 de mililitri. Nu se mai găsește în catalog, dar a mirosit superb. Este a doua oară când îl recumpăr. Dacă știam că se va scoate din catalog, îmi făceam un stoc, dar nu am știut și acum asta este. Mirosea foarte bine, făcea multă spumă, curăța bine pielea. Mirosul rămânea un pic pe piele, nu foarte puternic și pregnant, dar se simțea că l-am folosit atunci când ieșeam din duș. Bețișoarele de urechi pe care le folosim în familie, nu doar eu, acestea de la Sien, care sunt făcute din carton, v-am mai vorbit despre ele, așa că nu mai insist. Un săpun solid de la Dalan cu castravete, mai mult l-au folosit ai mei, dar a fost ok și m-am gândit să vi-l arăt. O lamă din asta de ras pe care le foloseam eu înainte să plec la mare, dar acum nu mai îmi plac absolut deloc. Când m-am întors acasă și am găsit punga cu celelalte 6, 7, 8 lame nefolosite, le-am dat alor mei pentru că am început să mă irit groaznic de la ele cât eram acolo la vamă și mi-am cumpărat altele, așa că pe astea nu o să le mai recumpăr, deși mi-au plăcut destul de mult la vremea lor, dar în momentul ăsta mă irită groaznic. Am terminat și am folosit mostra acestui parfum Alive pe care am primit-o gratuit de la Notino. Parfumul a fost fain, adică mi-a plăcut mirosul, însă nu ceva care să mă facă neapărat să cumpăr varianta mare, însă dacă l-aș primi sau ar fi într-un giveaway ceva, mă rog, dacă l-aș primi, da, l-aș folosi, dar nu este un miros care să mă facă să cumpăr parfumul în varianta mare instant, dar el l-a mirosit bine. O mostră de la această loțiune de corp. Sunt foarte ok loțiunile astea, v-am mai vorbit despre ele, așa că nu mai insist. Am o grămadă de mostre și mai folosesc din când în când din ele. Și că tot vă ziceam de mostre, mai am încă două. Aceasta, Spontaneous, este favorita mea. Cred că v-am mai zis.
un pliculeț din ăsta de la un șervețel din ăla pentru îndepărtarea cerii de la Ladies Victoria Beauty, foarte ok, însă șervețelul destul de rigid. Un spray din ăsta de picioare de la Avon, despre care v-am mai vorbit, favoritele mele, așadar nu mai insist, cu lavandă. Îl folosesc chiar și în momentul de față și o să vedeți că am mai terminat unul în Italia, pe care bineînțeles că l-am adus acasă. Un pachet de absorbante de la Descris și din astea o să vedeți mai multe pachete pentru că bineînțeles că am mai terminat. Mi-am schimbat peruța de dinți cu una de la Dentalux înainte să plec și acesta este ambalajul. Și ultimul produs pe care l-am terminat înainte să plec este acest creion de sprâncene de la Ladies, care mi-a plăcut, poate o să-l recumpăr, este de la Brooklyn și a fost în nuanța 05 Sweet Nut și avea și o peruță aici în cap, chiar mi-a plăcut. Și o să continui cu produsele pe care le-am terminat la mare, pe care le-am adus acasă într-o pungă, dar o să pun pauză să le scot ca să nu stau să foșnesc la fiecare produs și revin imediat. La București, împreună cu prietenul meu, am terminat acest gel de duș de la Palmolive. Nu era plin ce-i drept, însă l-am folosit împreună, mi-am făcut o părere despre el și am zis să îl aduc acasă ca să vi-l arăt totuși, deși are o cantitate imensă și mi-a ocupat o grămadă de loc. Are 750 de mililitri, a fost cu lapte și miere și mi-a plăcut foarte mult, mirosea foarte bine, făcea spumă, era foarte, foarte catifelat așa când îl întindeam pe piele, chiar mi-a plăcut și în general am observat că gelurile de duș de la Palmolive au această textură și îmi plac la nebunie, așadar când o să-l mufălă gelul de duș, nu știu când o să se întâmple lucrul ăsta, cel mai probabil că o să recumpăr geluri de duș de la Palmolive. Tot în București, împreună cu prietenul meu, am încercat să folosim acest șampon de la Ladies, care, din câte se poate observa, nu este terminat. Ar fi trebuit să aibă mai multă cantitate în el, însă nu știu ce s-a întâmplat cu el, pentru că nu mi-a plăcut absolut deloc, nici mie, nici lui. Pentru că, în primul rând, miroase tare ciudat, efectiv miroase urât rău de tot. Și, în al doilea rând, nu face spumă și, pentru mine, când un șampon nu face spumă, automat îmi simt scalpul murdar. Așa că nu, nu mi-a plăcut. L-am folosit cam undeva până aici, dar nu știu ce s-a întâmplat cu restul produsului, acum vedeți că are cam un sfert în el, dar nu mi-a plăcut și nu o să-l recumpăr, eu personal nu vi-l recomand, însă dacă în general agreați mirosul de pin, puteți să-l încercați, dar mie personal nu mi-a plăcut, nici mie, nici prietenului meu. Împreună am folosit doi plasturi din ăștia pentru puncte negre de la Pure Derm, cred, din DM, o să vă arăt și cutia când dau de ea. Nu și-a făcut treaba nici pe mine, nici pe prietenul meu și o să vedeți că mai am câțiva plasturi pe care i-am folosit eu la mare, dar din nou nu și-au făcut treaba și mai am încă doi pe care nu i-am folosit, dar nu mai am de gând să-i folosesc pentru că îi folosesc degeaba efectiv. Opa, tot la mare am terminat și acest pachet de absorbante care arată tare ciudat, dar v-am zis că am terminat mai multe și cred că mai am unul sau două prin cutie. Dar în orice caz am terminat destule pentru că pe astea le folosesc, așa că nu mai insist. Am mai folosit încă două mostre de loțiuni de corp din gama Encanto de la Avon și prietenul meu a folosit această mască cu licii de la Boys & Berries, care a fost ok, nu a spus nici că i-a plăcut, nici că nu i-a plăcut. În schimb, mi-a spus că i-a plăcut faptul că, după ce i-am aplicat-o pe față, am venit cu rollerul acela cu jad și i-a plăcut foarte mult senzația și a spus să-i mai pun măști de genul. Deci, mă gândesc că i-a plăcut și mi-a zis că i-a plăcut senzația în sine, faptul că acel jad este rece, dar de mască nu a zis nimic, dar nici rău nu i-a făcut. Deci, a fost ok, credeți-mă. Le-am folosit și eu, sunt foarte bune și când o să le mai găsesc la ofertă pe Makeup Shop la 2 lei bucata, cu siguranță o să le recumpăr. Cred că acestea sunt produsele pe care le-am terminat la București, cât am stat o săptămână. Și o să continui cu produsele pe care le-am terminat în vamă, care credeți-mă că sunt foarte multe, așadar țineți-vă bine pentru că clipul ăsta o să dureze ceva timp și sper să nu vă plictisesc și să rămâneți cu mine până la final, bineînțeles. Încă un pachet de absorbante de la Discreet, ce vă ziceam mai devreme. Deci al treilea. Șervețele umede, am terminat și din astea câteva pachete. Ăsta de la Lidl, pe care l-am folosit împreună cu fetele. 72 de bucăți, le-am mai folosit, sunt foarte ok, foarte bune. Le-am mai folosit pe acestea, de la 365 Essential. Este o marcă proprie, Mega Image, dacă nu mă înșel. 80 de bucăți, au fost și astea foarte ok și s-ar putea să mai am un pachet pe aici prin cutie.
Am folosit și un pachet de șervețele din astea cosmetice de la Puff. Sper să nu vi se pară ciudat ceea ce o să vă spun, însă multe produse pe care le găseam în cameră după ce plecau persoanele cazate și erau relativ pline sau mai aveau produs în ele efectiv, eu le luam și le foloseam împreună cu fetele, dacă doreau, bineînțeles, dacă nu le foloseam doar eu. Așa s-a întâmplat și cu aceste șervețele de la Puff. Sper să nu vi se pară o chestie ciudată, însă din punctul meu de vedere nu cred că are o persoană necunoscută cum să contamineze un produs într-un astfel de recipient, să spunem. Așadar, de aceea le luam și le foloseam, pentru că mi-era milă, sincer, să le arunc, chiar dacă nu am dat eu personal banii pe ele. Așadar, o să vă mai arăt produse pe care le-am găsit în cameră după ce au plecat cazații. Repet, sper să nu vi se pară un lucru ciudat. Legat de șervețelele astea, sincer vă zic că nu mi-au plăcut, erau foarte subțiri și trebuia să iau 5-6 ca să pot să mă șterg o dată pe ten, pentru că pentru asta le-am folosit. S-au terminat foarte repede și nu mi-au plăcut, deci nu o să le recumpăr, nu o să le cumpăr de fapt, pentru că pe astea nu le-am cumpărat eu. M-am vopsit pentru prima oară și am folosit această vopsea de la L'Oréal Paris, nuanța Dark Purple. Bineînțeles că eu, având părul destul de lung, mi-am luat două cutii, s-am păstrat una singură. Îmi place foarte mult, momentan încă am această culoare, însă au început să-mi crească rădăcinile, trebuie să mă vopsez din nou. Mi-a curs foarte mult când îmi spălam părul, ceea ce m-a cam speriat și uimit în același timp. S-a decolorat foarte repede părul, adică vreau să zic că în acest moment părul meu nu mai este această nuanță, este un violet efectiv, în reflexiile soarelui se vede un violet. Se vede că nu mai este această culoare și că s-a decolorat, dar mie mi-a plăcut, am luat această vopsea de pe Notino, 26 de lei bucata, a prins foarte bine, îmi place la nebunie nuanța și tocmai ce am plasat o comandă la Notino și mi-am recumpărat-o, deci trebuie să mă vopsesc cât de curând din nou, dar da, este o vopsea tare bună și mi-a plăcut tare mult și tot pe asta o să continui să o folosesc, bineînțeles când vreau să mă mai vopsesc în această culoare, pentru că mă bate gândul să încerc și alte nuanțe. Și vopseaua conținea așa, pentru că bineînțeles că am păstrat și chestiile din cutie. Un revelator cremă sau ceva de genul se numește. Da, revelator cremă care a avut 90 de mililitri. Aici mai avem, cred că vopseaua în sine, sau nu știu exact ce-o fi chestia asta, pentru că nu scrie în română, dar arată cam așa în orice caz. Și a avut 60 de mililitri. Și ăsta din tubul negru se amesteca în tubul ăsta, în revelatorul cremă, sau cum îl numesc ei. Și ultimul produs și pasul 3 este această mască pentru după vopsire, să zic așa, pe care trebuia să o folosești 6 săptămâni. Eu am folosit-o 6 săptămâni pentru că am avut două astfel de tuburi de mască, însă dacă nu aveam două, îmi ajungeau pentru 3 săptămâni, pentru că am folosit de 3 ori dintr-o astfel de mască, de 4 ori maxim, dar mi-a plăcut tare mult, deci ador efectiv masca asta. Îmi lasă părul atât de moale și atât de catifelat și mătăsos, efectiv m-am îndrăgostit de ea și abia așteptam să o folosesc în fiecare săptămână când mergeam la duș, deci mi-a plăcut extraordinar de mult. Și o să vă arăt și pe a doua, însă în produsele terminate pe luna septembrie, pentru că bineînțeles că facem și clip cu produse terminate pe luna septembrie și o includ acolo, pentru că în luna septembrie am terminat-o. Apoi, tot așa, într-o cameră, am găsit și acest săpun de la Dove, care era efectiv plin și l-am folosit împreună cu fetele. Caring Hand Wash, a fost ok, mi-a plăcut, 250 de mililitri, un produs bun, știți că produsele de la Dove în general sunt bune, mi-a plăcut, făcea spumă, nu usca mâinile, chiar a fost ok. Am terminat mai multe deodorante și primul ar fi acesta de la Dove, la 200 de mililitri, cu cu rodie și verbină sau verbenă. 200 de mililitri, mi-a plăcut, am mai folosit varianta asta, eu în general folosesc Dove pentru că astea mă protejează cel mai bine și cu siguranță o să-l recumpăr. Și îmi pare rău pentru jocul ăsta de lumină, nu știu ce se întâmplă cu telefonul meu. L-am mai terminat și pe acesta de la Rexona, care surprinzător mi-a plăcut și el foarte mult. 150 de mililitri, a fost un produs bun și poate o să-l recumpăr pe viitor, de ce nu? Următorul ar fi acesta de la Gerovital. H3 Dreams,
fără alcool, 24 de ore, 150 de mililitri. A fost ok, însă mi se lipeau brațele, efectiv, sau axila, nu știu exact cum să vă explic, însă îmi rămânea lipicioasă zona și asta nu mi-a plăcut și nu pot zic neapărat că proteja cine știe ce și trebuia să-l reaplic pe parcursul zilei sau cel puțin eu simțeam nevoia să-l aplic pe parcurs, să-l reaplic pe parcursul zilei, așadar nu știu dacă o să-l mai recumpăr. Doamne, nu înțeleg ce are lumina asta. Nu mai știu ce să-i fac ca să se vadă bine. Îmi pare rău. Apoi, tot așa, într-o cameră, am găsit acest gel de duș de la Dove în aroma asta cu cacao și ceva hibiscus în varianta mică de 250 de mililitri. Mi-a plăcut foarte mult gelul de duș în sine, însă era un miros foarte puternic și ușor sintetic din punctul meu de vedere pentru perioada verii, dar el așa ca și gel de duș a fost foarte ok și eram tare curioasă să testez aroma asta. Am mai folosit tot la București, se pare că l-am ratat pe acesta, un deodorant din ăsta de cameră, o rezervă, la 165 de grame, a mirosit fain, chiar mi-a plăcut și arată cam așa și lumina asta mă disperă, dar chiar a mirosit fain, mi-a plăcut. Apoi, iarăși un gel de duș care mi-a plăcut la nebunie și pe care tot așa l-am găsit într-o cameră după ce au plecat persoanele cazate. Este acesta de la Elmi Plant, Exotic Elixir, cu merișoare și fructul pasiunii. A mirosit divin, efectiv. Mi-a plăcut la nebunie cum mirosea. Extraordinar de bine mirosea și mă bate gândul să îl caut prin magazine și să-l cumpăr, deși am o grămadă de geluri de duș, dar nu mă pot abține. Miroase divin, efectiv. Și am zis că trebuie să-l aduc acasă să vă vorbesc despre el, pentru că nu m-am putut abține, la cât de bine miroase, am zis că trebuie să vă vorbesc puțin despre el. Și am mai terminat un deodorant de la Valia, ce să vedeți, pe ăsta l-am terminat la mare, pentru că nu m-am putut abține și am luat unul după mine. Tot Pink Blossom, fără aluminiu, v-am mai zis că sunt favoritele mele, deci nu mai insist. O să le recumpăr cât timp o să le găsesc în DM. Cutia de la plasturii pentru puncte negre, de care vă ziceam mai devreme, care, din punctul meu de vedere, nu au făcut absolut nimic. Și încă doi plasturi pe care i-am folosit la mare, dar v-am zis, nu au făcut absolut nimic pentru mine și nici pentru prietenul meu. Am mai folosit o mască de la Boys & Berries, de data asta am folosit-o eu, la mare, cu papaya, mi-a plăcut foarte mult, v-am mai vorbit despre măștile lor, cred că le-am inclus și într-un clip cu favorite, dacă nu mă înșel, mi-a plăcut tare mult și mă bate gândul să le recumpăr și cu siguranță o să o fac la un moment dat, bineînțeles. Am mai folosit câteva mostre de la loțiunile de corp, de la Avon, acestea patru, nu mai insist, foarte bune. Prietena mea și-a comandat de pe Sephora, în momentul în care am dat și eu acea comandă, o mască din aceea de păr, care vinea și cu turban și care arăta cam așa, cu aloe vera era masca. Aici sus era turbanul, iar aici era masca în sine. A fost 9 lei, a găsit-o la reducere, pentru că în perioada erau reduceri foarte mari la ei pe site. A spus că i-a lăsat părul foarte moale și catifelat, dar cam atât. Și i-a ajuns produsul de aici, pentru că ea are părul destul de scurt. A spus că a fost mulțumită de ea, dar la preț întreg n-ar recumpăra-o, pentru că este vreo 20 de lei, 25 dacă nu mă înșel. Încă două mostre de corp de la loțiunea aceasta, favorita mea, nu mai insist. Am folosit și aceste două plicuri cu scrub de corp de la Oriflame, care mi-a plăcut foarte mult. Am folosit și unul înainte să plec, acum mult timp, când l-am cumpărat pentru prima oară și mi-a plăcut. Nu are particule foarte mari exfoliante, dar își face foarte bine treaba și miroase foarte bine. Și dintr-un astfel de plic eu foloseam o singură dată pe tot corpul, bineînțeles. Am terminat și crema de mâini de la Balea, faimoasa cremă de mâini de la Balea cu ureie la 100 de mililitri. Mi-a plăcut, își făcea foarte bine treaba, nu avea un miros deranjant, pot să zic că era un miros insesizabil și cu siguranță o voi recumpăra, de ce nu, pentru că mi-a plăcut, intra rapid în piele, hidrata mâinile și nu am avut niciun disconfort cu ea. Am terminat și crema asta pentru după depilat de la Elmi Plant, un balsam mai bine zis, cu extract de aloe vera la 100 de mililitri și pe ăsta l-am mai folosit în trecut. Mă ajută, nu pot să spun că nu își face cât de cât treaba, v-am mai zis eu despre el, decât să nu aplic nimic,
Chiar și ăsta este bun, nu-și face treaba 100%, dar, repet, decât să nu aplic absolut nimic, pentru că eu mă irit groaznic după ce mă epilez în zona intimă, îl aplic pe ăsta și e mult mai ok decât dacă nu aș aplica nimic. Și de obicei îl cumpăr pe ăsta când nu găsesc balsamul acela după epilat de la Balea. Am terminat împreună cu fetele și acest gel de duș de la Bioten, tot marca Elmi Plant. Pentru ten normal și mixt, 150 de mililitri a avut. A fost ok și el, mi-a plăcut, făcea spumă, curăța bine tenul, însă nu pot să zic că a fost ceva care să mă dea neapărat pe spate, vroiam de foarte mult timp să-l încerc, dar acum că l-am încercat, parcă sunt ceva de genul meh, parcă nu l-aș cumpăra din nou, deși înainte să mă duc la mare, înainte să plec, mai bine zis, am trecut prin DM și l-am găsit la ofertă la 10 lei, când el de obicei era 18-20 de lei și l-am cumpărat, dar sincer parcă nu vine să-l desfac pentru că mi se pare un gel de curățare banal. Așadar, nu știu dacă o să-l deschid, sincer vă zic, dar el a fost bun și a făcut foarte bine treaba. Încă o mostră de la această loțiune de corp. Un pachet de șervețele intime de la Siempre, foarte bune. Le folosesc de ceva timp și pot să zic că sunt mulțumită de ele. Am folosit și două mostre de la gelurile de duș pe care le puneam noi în camere după ce terminam de făcut curățenie. La început a fost acest gel de duș, aceste geluri de duș micuțe pe care le luau din metro, însă după o perioadă de timp nu le-au mai găsit și le-au luat pe acestea sub formă de mostre. Și le-am încercat și eu ca să vă dau o părere despre ele și un fir de păr de-al meu. Au fost ok, nu aveau un miros foarte puternic, pot să zic insesizabil, dar au fost ok și au făcut foarte bine treaba. Am folosit și mă rog, mostrele mini, parfumelele astea de la Avon pe care le-am luat de acasă, Attraction și Persiv. Attraction mi-a plăcut la nebunie, Persiv nu-mi place, nu o să-l recumpăr. Dar Attraction mă bate gândul să-l iau în varianta mare. Miroase superb, efectiv, și nu pot să înțeleg cum de nu l-am încercat până acum. Sincer vă zic, miroase divin. Apoi, am mai folosit două mostre, să le zic, de șampon și balsam de păr de la firma aceasta Sens, care mi-au plăcut extraordinar de mult. Deci nu vă imaginați cât de mult mi-au plăcut aceste produse. Le-am căutat în varianta mare, însă am aflat că se găsesc doar în varianta asta mică, tot așa, ca pentru hotel, pensiune, etc. Așadar, pot să le cumpăr doar la cantități industriale, spre exemplu, o cutie cu 200 și ceva de bucăți de șampon și 200 și ceva de balsam, dar nu o să-mi cumpăr, pentru că, bineînțeles că e exagerat, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Șamponul își făcea foarte bine treaba, am simțeam părul foarte curat după ce l-am folosit. Opa! Și balsamul. Deci balsamul ăsta, balsam mai bun ca asta n-am folosit în viața mea, sincer vă zic. Atât de moale îmi lăsa părul. Pot să-l asemăn foarte mult cu balsamul ăsta de păr, cu masca de păr de la Vopsea. Și este doar un balsam, țineți cont și de lucrul ăsta. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, îmi lăsa părul foarte moale, foarte ușor de pieptănat, foarte catifelat la atingere, puteam să-mi trec mâna prin el fără să mi se încurce, chiar mi-a plăcut la nebunie. Penultimul produs pe care l-am terminat este pasta de dinți de la Colgate Max Fresh, care mi-a plăcut și pe cealaltă din gama clasică, să zic, aceea Cavity Protection sau cum s-o numia, pe care v-am arătat-o în clipul cu bagajul. Nu am mai luat-o cu mine, am lăsat-o în Italia pentru că mai avea destul de puțin și oricum nu mi se pare wow. Înainte parcă îmi plăcea mai mult pasta aceea de dinți. Acum parcă m-a cam dezamăgit puțin, așadar am zis că nu o mai aduc acasă degeaba, mai ales că nu mi-a plăcut. Sincer vă zic că mi-a plăcut mai mult asta decât aceea, așadar am lăsat-o acolo. Și ultimul produs care mi-a plăcut și el foarte, foarte mult și pe care la fel l-am găsit într-o cameră după ce au plecat persoanele, este acest șampon de la Nivea, Volume and Strength sau ceva de genul, pentru păr fin, cu pH balansat, la 400 de... Hopa, 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 unde te duci, prietene? La 400 de mililitri, mă scuzați. Șamponul ăsta mi-a plăcut foarte mult, curăța foarte bine părul și ceea ce mi-a plăcut la el foarte mult a fost faptul că îmi lăsa părul foarte fin, chiar dacă nu foloseam balsam sau mască, ceea ce mă face să cred că joacă rolul cumva și de balsam de păr. Nu am încercat să mă spăl cu el fără să folosesc balsam sau mască, dar tot timpul după ce mă clăteam și îmi dădeam cu mâna
pe părul ud, îl simțeam foarte, foarte hidratat, dar da, mi-a plăcut foarte, foarte, hopa, mult. Și nu înțeleg de ce nu vrea să stea aici. Mai bine îl pună jos ca să nu dărâm nimic și gata. Și da, acestea sunt toate produsele pe care le-am terminat pe parcursul verii. V-am mai spus că am mai aruncat din ele, însă sunt și așa destul de multe. Sper că ați rămas cu mine până la final. Sper că v-a plăcut clipul. În descriere găsiți Instagram-ul meu, ca de obicei, unde vă aștept cu mare, mare drag. Iar până la următorul clip, eu v-am pupat. Pa, pa!